În Câmpul Lung, în curtea casei Venerei Rădulescu, a fost descoperită o adevărată comoară arheologică. Săpăturile au debutat la începutul anilor 2000, când femeia, arheolog de profesie, a încercat să vadă dacă în curtea sa se găsesc vestigii medievale, știind că în acea zonă a existat o activitate încă din secolul al XIII-lea. Săpăturile s-au oprit însă, fiind reluate în urmă cu 3 ani în colaborare cu Muzeul Județean Argeș. Descoperirile impresionante i-au împins pe arheologi să continue până astăzi. Au fost găsite obiecte care datau încă din secolul 7 înainte de Hristos. În anul 2000 și 2001, cu un domn care, din păcate, acum nu mai trăiește, Cantacuzino, Gheorghe Cantacuzino. El are și o monografie despre săpăturile de la mănăstire. Și săpând cu dânsul acolo la mănăstire, în anul 2001, am zis că tot e curtea asta aici aproape, să tragem o secțiune, să ne lămurim dacă găsim ceva. Și am dat o secțiune aici, în care ne-au apărut niște fragmente de cahlă, deci plăjda asta de sobă, pe care apare acvila bicefală. Acvila bicefală este stema familiei Cantacuzino. Și atunci ne-am gândit ce legătură poate să aibă familia Cantacuzino cu Câmpul Lungu. Și am găsit că unul dintre reprezentanții cei mai de seamă ai boierimii mușelene, Mareș Băjescu, având mai mulți copii, una dintre fete este căsătorită cu pârvul Cantacuzino, deci din familia Cantacuzino. Și atunci ne-am gândit că poate găsim aici ceva ruine din construcția casele acestui boier, Băjescu, Mareș Băjescu. El are însă casă și la Băjești, și biserică și casă, acolo unde s-au făcut săpături și a apărut o monografie frumoasă. Dar familia Băjescu, deci părinții lui Mareș, care era mare boier și demnitar în sfatul domnesc, erau de aici, din Câmpul Lung, și i-au făcut și donație la mănăstire, un pocal de argint care se păstrează la Muzeul de Artă, înțelegeți? Mergând pe aceste urme, am dat însă de vestigii mult mai vechi, secolul 15, secolul 14, aici am găsit monede care de secolul 14, de secolul 15, care le-am luat, le curățăm, le identificăm din ce perioadă și ce emitent au. Săpăturile sunt efectuate de către specialiști de la Muzeul Județean Argeș, iar datele adunate sunt incredibile. Ne aflăm pe una dintre cele mai vechi vetre de locuire. Continuă, să spunem, încă din preistorie, pentru că aici au fost găsite inclusiv fragmente ceramice din epoca bronzului, deci la 2000 înainte de Hristos. Consistent însă se află un nivel de mormântare din epoca fierului din Hallstatt, undeva în secolul 7-8 înainte de Hristos, din care au mai rămas, cum vedeți, platformele de piață care constituiau, de fapt, mantaua unor tumuli de incinerație, unor mormânte de incinerație. Noi le atribuim tracilor, deci o populație, să spunem, strămoșii dacilor, pe care îi știm cum arată cultura dacică la cetățeni, cel mai aproape de aici, sau chiar la Câmpul Lung, la Biserica Olari, este un nivel dacic clasic, dar ce aflăm aici este, ne aflăm undeva la câteva sute de ani înainte de apariția dacilor și în istorie și în arheologie. De asta spun că ceea ce situl pe care ne aflăm acum documentează una dintre primele forme de locuire consistentă, sistematică ale zonei Câmpul Lungului. Acum nu suntem chiar la prima descoperire de acest gen, acolo unde astăzi este mănăstirea Negru Vodă, în anii 70 au fost descoperite astfel de fragmente ceramice, însă n-au putut să fie puse în legătură cu vreun context anume. Acum avem contextele foarte clare, mormintele acestea tumulare cu manta de piatră de râu, adus probabil din râul Târgului, foarte aproape, era un model, să spunem, comun pentru epoca fierului, pentru prima epoca fierului, pentru Hallstatt. Dacă în viitor se vor extinde săpături și în alte zone, pe zona aceasta veche a Câmpul Lungului, ar putea să fie un șantier non-stop aici, în fiecare vară, de la o campanie la alta. Pentru că materialele există oriunde săpăm, exact ca la zona dobrogeană, să spunem. Suntem într-o zonă cu mare încărcătură istorică și arheologică, dar, din păcate,
La noi au ajuns foarte puține solicitări pentru supraveghere arheologică, pentru săpături preventive legate de zona aceasta urbană a Câmpul Lungului, ceea ce spune ceva, autorizațiile se acordă poate ușor forțat, ușor prea rapid, trebuie foarte mare grijă în gestionarea acestor noi construcții și noi remodelări ale zonei urbane Câmpul Lungene. Acesta este un caz fericit pentru că proprietarul este de profesie arheolog și și-a dat seama de comoara pe care o are în curte. Întreaga zonă centrală a municipiului Câmpul Lung poate fi un sit arheologic, numai că autorizațiile de construcție sunt date fără să se consulte și specialiști în arheologie. Aș vrea să vă precizez faptul că ar trebui ca autoritățile și comunitatea locală, cu sprijinul Direcției de Cultură, să conștientizeze faptul că ne aflăm în cel mai vechi sit urban din țara românească, că pe această axă dintre Mănăstirea Negru-Vodă și Biserica Catolică Bărăția se află cele mai vechi urme urbane din țara românească și că fiecare cetățean al orașului, în momentul în care își face o construcție, ar trebui să conștientizeze faptul, să anunțe autoritățile, pentru că sunt convins că în fiecare curte din jurul nostru de aici există astfel de vestigii arheologice. Și ele sunt deosebit de importante pentru că, nu știu dacă v-au precizat colegii mai înainte, suntem la prima cercetare arheologică urbană. Până acum, în Câmpul Lung, exceptând campania din 2001, au fost vizate numai monumentele religioase. Deci așezările laice, abia de acum încolo, vor fi în atenția arheologilor. Săpăturile vor continua și în perioada următoare. Specialiștii sunt optimiști și cred că până la final vor descoperi ruinele casei boierului Mareș Băjescu, despre care s-a scris că ar fi fost construită în Câmpul Lung, în zona târgului, care se ținea unde este acum construit Colegiul Național din Nicu Golescu.